numărul 1 OITUZ, care reprezintă cadrele didactice, domnul director, părinții de școli numărul 1. Vă doresc, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, multă sănătate, în primul rând, sărbători fericite, să nu ne uitați cum ați făcut-o și până acum, suntem copiii dumneavoastră, ai comunei, am simțit asta din plin și sper că vom simți și de acum înainte. Câteva colinde, o urătură, sper să ne primiți cu inima deschisă, sunt convinsă că în inimile dumneavoastră, chiar dacă suntem adulți, există întotdeauna un Moș Crăciun și un colind pe care cred că ați dori permanent să-l fredonați împreună cu colindătorii de la fereastră. Mulțumim și vă rog să ne ascultați. Drag! Tare și frumos, da? Domnul.
Thank you.
Yeah.
s-a născut, cel fără de început, cum a fost prorocit. Astăzi s-a născut, cel fără de început, cum a fost prorocit. Că dragi prieteni, aceștia au fost o parte dintre copiii centrului de zi coordonați de doamna pedagog social Florentina Ion, care împreună v-au adus și v-am adus această bucurie a nașterii lui Hristos într-o ședință de lucru, cum ședința de lucru ultima din an trebuie să fie binecuvântată de Dumnezeu și să aducă mult rod, pentru că noi, cei de la Cârșa, suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce a făcut comunitatea de Noituș și primăria și Consiliul Local pentru asociația noastră, pentru comunitatea de acolo și de aceea prezența noastră este o mărturie a recunoștinței și a dragostei noastre. Rămânem în contact duhovnicesc, în rugăciune, vă pomenim în rugăciunea noastră și copiii sunt permanent cu gândul la dumneavoastră și sperăm ca aceste comunități mici, cum sunt cele din marginea comunei, să nu fie niciodată puse în pericol, pericolul dizolvării sau depopulării și acești copii, puțin cât sunt ei, să crească sănătoși, înțelepți și plăcuți lui Dumnezeu. Vă mulțumim mult pentru toate ostenerea dumneavoastră și tot sprijinul care ne oferiți de fiecare dată și înainte și acum și Dumnezeu să vă dorească sănătate, multă bucurie și sărbători binecuvântate, atât dumneavoastră cât și familiilor și întregii comunități, școlilor și reprezentanților celor care sunt aici de față. Mulțumim mult și Căciuna delegat pe Consiliul local, să vă dea o mică atenție pentru chemarea lui Moș Crăciun și noi vă mulțumim foarte mult și să aveți și dumneavoastră un an plin de bucurie. Mulțumim mult, doamne, subiect. Am venit să vă transmitem gândurile noastre bine, să vă dorim
sănătate, putere de muncă și succes pentru noul an. Să sperăm că va fi un an mai bun decât cel pe care îl încheiem sau măcar la fel. O să dau cuvântul la copilul acum să vă transmită ei ceea ce... Oaspeți cu azur în gene și zăpadă pe opinci, se iubiră la fereastră cu colinde și clinici. Se părea când zvon de aripi și miros de tămâie, în colindă mi se îngână pui de om cu pui de ce. Parcă sunt venite în suflet.
asociem urările noastre cu tradiționala capriță specifică Voi Văzului. Frumos, un an nou fericit și felicitări pentru toate copiii pe care i-ați adoptat. Mulțumim frumos, este mulțumim mult. Mulțumim să fie toate fericite. Pe 2017 a domnului primar, din cei 15 consilieri constat că sunt prezenți toți consilierii, prin urmare ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa cum ați luat cunoștință și din dispoziție, invitația transmisă, principalul proiect de ordine de zi este cel privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. După cum ați luat la cunoștință, se supune completarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre, cea privind rectificarea bugetului Comunei Oitus și proiectul de hotărâre privind acordarea unui împrumut din bugetul local al Comunei Oitus, serviciului apă canal Oitus. Prin urmare, se pun la vot ordinea de zi completată cu cele două proiecte de hotărâre. Toată lumea este pentru.
Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a intra în ordinea de zi. Mulțumesc. Am înțeles că este o urgență și ar trebui să începem cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Tuzi pe 2017. Aș citit materialele. Le-am văzut. Da? Dacă sunt ceva discuții. Dacă nu, punem la vot. Ați clar aici ce simți. Pe nici bani unde m-a clipă și trebuie să-i face să-i anunțăm, că dacă nu-i anunțăm, se duce. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Fata. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale pe anul 2018. Domnul președinte, la Comisia de Finanțe, să mergem la amendament, deci trebuie să terenul la curți clădiri să rămână la nivelul anului 2017. Nicât am trebuit la Comisia de Cultură, toți cu la Comisia de Cultură? Nu, da, nu a fost dat. Nu a fost dat. Noi, dar suntem în același sentiment. Da. Da, s-a dat. Și Comisia de Agricultură. Da, da, da. De acord cu rămânerea la aceeași de anul impozite și taxe. Și impozite de anul. Da? Acesta. Ce știu eu de la Mariana, ce la Izabilas, e scale automat. Bine, acolo unde e posibil. Comisii, dacă îmi permiteți. Comisiile au fost reunite, chemată pe doamna Marian, s-a dus explicații. Concluzia aceasta a fost, păstrăm pe teren intravilan, extravilan, curți, clădiri, la nivelul de 2017, chiar dacă scade pentru că s-a modificat procedura de calcul, și pentru a completa acest buget, să se ia măsuri către datornici, persoane juridice și chiar și persoanele fizice. Doamna Mariana ne-a transmis câteva situații, ați primit materialul, da? Sunt la persoanele fizice, sunt undeva, dacă am văzut bine, 8 miliarde, da? Da. Plus și persoanele fizice, pentru că acolo se ocupa altcineva și nu am primit. S-au făcut peste tot. S-au făcut și știință, s-au făcut și mare, s-au făcut și mai sunt discuții la proiectul ăsta? Deci prima oară se pune proiectul de hotărâre în forma prezentată și apoi... Normal, asta... Cu amendamentele propuse. Ridicarea la terenuri a taxelor, per total n-ar fi nicio diferență față de anul trecut, dacă ai luat de la intravilan, și per total ar fi același, altfel scade și trebuie să vă gândiți că și așa ne-a venit. Ce era 2017? Ce era făcut pentru 2018? Și așa au venit 10% reduceri obligatoriu. După blocarea postelor a venit și obligatoriu 10% reducere. O să trebuiască să suflim din curent din ăsta, că trebuie să le dăm. Da, două prima dată. Noi am ales partea cea mai ușoară, să punem să plătească tot oamenii. Trebuie să ne punem mintele la părere, să mai atragem fondul din altă parte. Noi în continuu am încercat. De unde? Cea mai ușoară parte este să punem mâna în buzunar oamenii. Da, propuneți dumneavoastră, de unde s-a trăit? Găsim soluții, domnul. Păi haideți să găsim. Scoatem cei 8 miliarde. Uite, să recuperăm banii miliarde. Să recuperați bine puste. Asta trebuie să facem. Noi am ales cea mai ușoară soluție, să punem mâna... Să recuperăm datoriile. Soluția s-a făcut, domnule, în știință. Nu putem să recuperăm datoriile, să băgăm bine pe cetățenii. Hai să vă spun o chestie. Avem de ani de zile amenzi, care nici nu vine, le-au transformat în folosul. Nu vin nici așa. Și stau bani, suntem blocați. N-are termen, n-are nimic. N-ai ce să le iei nimic. La gunoi, la fel, sunt cu 9.000 de lei, 900 de lei pentru gunoi, ia de ceva, câți 20 sau 18. Da. 900 de lei, da. Numai. Da. La o familie. La o familie. Ei nu vrea să stai pe marginea familiei. Da, noi nu facem gunoi, noi nu facem...
Nu, n-ai ce să le iei. Și uite acum. Poate să blochează nevastă, se blochează. Nu se blochează, că a făcut tot felul de demersuri, a venit cu promisiuni, a venit... Ne-am gândit să facem un proiect de reeșalonare și atunci n-ar mai fi blocat. Domnilor, este greu să lucrez cu omul. Iar atunci când cei care sunt datornici primării, și de când la el, unii sunt buni platnici și nu vor, alții chiar nu vor. Și primăria are o responsabilitate extraordinară. Numai cel care lucrează în primărie știe cu ce probleme se confruntă atunci când trebuie să încasezi. Eu politic nu mi-atrag nicio simpatie că ridic proiectul, că ridic taxele și impozite. Opoziția ar putea să se bucure că eu mi-atrag antipatie. Care e opoziție? Care e opoziție? Nu e normal așa. E normal, trebuie să vă... Adică lovim în tot cetățenii pur cam. Trebuie să vă gândiți că a crescut toate la nivelul ăsta și nouă ne-a scăzut toate. Și să vedeți câte firme se închid. Uitați, acum ne-a venit și pentru gunoi, ne-a venit înștiințarea la toate comunele, că numai ea cât declarăm noi. A luat exact cât sunt la ANAP contribuabil, cât sunt după buletine și oamenii au început de anul ăsta deja să facă cereri, că copilul meu e în străinătate, că copilul meu e nu știu, vrea să nu mai plătească. Și la nivelul Voituțului, cam câte firme s-ar închide? Da, păi sunt, uite, avem... Și vreo patru insolvențe din ce am văzut. Da, și din câte... Și sunt majoritatea... Mai mari, mai mici. Nu le cunosc. La gunoi plătesc... Tot materialul. Materialul nu le-a închis. Și dacă le închidem... Da, dom'le, și dacă noi ar trebui să facem, la nivel de Consiliu, ori... o lege pentru reșalonarea datorilor, cel puțin poate să salvăm. Sunt atât așa cât de mare. Domnule, dacă se închide, nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Și să încercăm să reșalonăm datorile, că atunci îi deblocăm. Și reșalonăm datorile, că așa nu e nicio variantă să iei toate hârburile care le are unii hârburi sau alții au niște clădiri care nu le ia nici Dumnezeu. Vă arăt câte terenuri și case sunt luate de executori judecătorești și în fiecare an, pe fiecare lună sau la trei luni, apare iar că a scăzut exact cum a fost al lui Blajewski. Cu 6.000 de metri pătrați și casa s-a vândut cu 70.000 de metri. Dar s-a vândut pe urmă? Da. Asta e politica guvernului PSD azi. Nu mă lați și mere și uitați că cum s-a dus. Bă, dar nu vreau să-i adevărul. Bă, dar așa s-a cumpărat PSD-ul pe atâția. Da, asta... Eu acum e critic pentru că au venit mă plată și mere, da. Și uitați să-i adevărul. Da, da, bară din cauza... Nu mă dat afară. Așa, uitați că vă mai știu. Da, pe data afară pentru cumetriile din primărie. Să știe toată lumea. Are 6.000 de nu, mai bine face să taci. Jumate, mai bine să taci. Domnul primar, pentru dumneavoastră, e un spectator. Asta e poziția mă care îmi cer. Le știm bine cum un audit. Și nu au datorie. Da. Domnule, au. Oamenii amână pentru că și la bănci datoriile s-au făcut, dobânzile s-au făcut extraordinar de mari și atunci mai bine plătesc la noi penalizări, cât mai mici penalizări decât dobânzile la bancă. Ăsta e ăsta. Penalizarea la noi e 2%, dacă nu ești mai știu. Banca Națională, în frunte cu Mugurice, guvernatorul, este împotriva ideii statului român. Dar asta se întâmplă aceste... Dar asta nu depinde de noi. Noi trebuie să găsim o soluție. Uitați, s-au blocat posturile la primărie. Mati Jorge. Toate posturile s-au blocat. A venit reduceri de asta. De cheltuieri. Noi avem norocul că, uitați, acum cel puțin cu Căminul Cultural, ministru a semnat. PNDL 1, cine n-a făcut azi, avind în științarea, nu se mai... și n-a băgat facturile, merge din fondurile locale de acum.
la PNDL 1, ăsta erau vechi, cine a avut și nu le-a terminat, n-a trimis toate hârtirile. S-a asistat plata de la guvern. Deci de acum trebuie restul să plătească din bugetul local. Și aveam vreun proiect? Da. Noi n-aveam. Ați văzut că în România au intrat în insolvență 5 primării? A, da. Ferească Dumnezeu, ferească Ați văzut? Da. S-a făcut asta. Noi am vrea să nu facem. Trebuie să țineți cont, anul trecut eu, la Sfântul Gheorghe, la casa de la Sfântul Gheorghe, plăteam 600 de lei pe an. Și anul trecut am plătit 1200 de lei, s-a dublat. Dar poate într-o zonă bună. Păi e în zonă, dar de la 600 tot în zona aerea. Într-un an s-a dublat. Ăsta. Dat lui Ionuț Sarca, că a avut treaba acolo să-mi plătească, și am dat eu 1000 de lei să ai la tine. Și când s-a dus pe trebuie 1200 și mi-a dat 1000 și m-a mai dus să-ți că mi-a dus hârtie. Dar zice, vedeți că trebuie să mai aduceți. Și când m-am dus, am plătit diferența. Deci s-a dublat, domnule. Probabil că și în zonele sunt utilități sunt toate, dar la noi drumurile spraf, alea spraf, cum să cerim bani mai mult la oameni? Păi și drumurile, dacă nu-ți dă nimeni bani, cum reparăm drumurile, domnule? Că nu-i o primăria sau dumneata consilierul folosește. Folosim noi toți, ca cetățeni. Păi da. Fără bani nu mișcăm. Eu înțeleg, toată lumea, uitați, toată lumea nu vrea să iasă să-și curețe șanțul. Când ne-am dus să curățim șanțul, au început să facă scandal, dar mie nu... S-a oprit la un moment dat, când n-am dovedit, am ajuns până acolo și a doua zi a venit la vicele și a făcut un scandal, că de ce te-ai oprit de la mine, de ce nu veniți? Dar el nici nu a întrebat cel puțin. Vă arăt în stație la asta, am curățit săptămânal, curățim drumurile și nimeni nu-și pune problema că cu banii care îi consumăm pentru curățirea drumurilor și unde aruncă gunoiul, am putea repara drumuri. Nu e săptămânal, tractorul se duce și încarcă gunoiul cu oamenii ăștia și nu mai știm cum... Domnule, altfel iei gunoiul, mâine apare înapoi. Uitați, în parcare la Codreanu, Rumeguș a băgat. Saci cu Rumeguș, stă Rumeguș o grămadă. Trebuie să mergi... Dar de bună. Deci, și-am curățit, luăm în continuu. Deci, unde se duc să pierde bani? Primăvara, luăm trei remorci de Pampers după locul oamenilor, prin spate pe la stadion, că nu poate oameni să are, va arăt cerere și cum ne-am dus să luăm gunoiul. Mai sunt alte discuții pe proiectul ăsta? Da. Dacă vă amintiți la ședința trecută, a fost un cetățean care a spus destul de clar și probabil că el mai sunt mulți alții, care nu acceptă, nu acceptă scupiri nici măcar cu un leu, pentru că lumea este nemulțumită. De aceea, în continuare, eu susțin amendamentul articolului 15, dar doar pe suprafețele de teren și clădiri. Supunem la vot proiectul în forma inițială. Deci în forma inițială cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Domnul primar, l-ați fost atent. A spus. În forma inițială. În forma inițială. După aia se supune cu amendamentele noastre. Am înțeles, dar stăm cu mâna sus până când numără doar la... Deci sunt cei 8 de la PSD și... Asta am întrebat. N-ai înțeles. Acum, discuția ar fi mai fost. Eu m-am uitat la materialul ăsta care s-a primit acum dimineața, are un total aici. Zice, anul 2017, total impozite de la cetățeni, 415.967, asta este cifra din 2007. Iar anul ăsta, 466.451. Nu e o creștere exagerată, ca să zicem așa. Bugetul trebuie susținut pe de altă parte, că dacă dăm toate cifrele jos, unele au crescut, unele au scăzut. La unii a crescut și la alții n-a crescut. Pentru că proporția suprafețelor... Unde aveți propunerea dumneavoastră? Eu am propunerea să îl votăm în forma prezentă. Așa. Păi s-a votat deja. Nu, dar vreau să vin și eu. Eu vă spun că nu mi-a crescut. Dacă nu mai am votat, nu mai e. Cine este împotrivă la proiectul ăsta? Și...
Da, nu se vorbește și nu se aude. Împotrivă e... Trebuie să fie 6. 6 sunt. 6 este. Da, împotrivă. Împotrivă. Domn Florul. Problema este că unde acoperim diferent, dacă dăm jos, unde acoperim? Dar vrem salarii mari, vrem indemnizații mari, vrem să facem dispensar, vrem să facem asfalt, cu ceva. Guvernul nu ne dă bani, ea nu ne dă bani, comunitatea europeană nu ne dă, nu putem accesa. Gazul s-a scumpit, nimeni nu te întreabă, ăsta practic la... Vrem becuri pe fiecare stânt, energia aia și becuri. Trecem la următorul proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut din bugetul local al comunei Oituz, serviciului apă canalului Oituz. Aici pot să vin eu cu ăsta. Noi ca să putem da drumul, a trebuit să facem, să luăm autorizație de la APE, de la DSP-ul mediu. Și în momentul când ne-a dat, automat ne-a venit facturile pe apă canal. Serviciu. Noi, pe serviciu. Acum le-am plătit din buzunar. Am făcut un dosar, plătim din buzunar în momentul când angajăm contabil, nu putem să angajăm acum decât prestări serviciu. Cum din buzunar? Deci dă franci, dă ăsta, că eu n-am cum, că n-am serviciu. În buzunarul primăriei. Nu. Nu, că n-ai cum, primăria, da. Și acum, ca să poți să plătești, să-ți dea autorizația. Când faci autorizația respectivă, nu-ți dă bani. S-a făcut un dosar, plătește francii cu chitanță, cu tot, și în momentul când are serviciu, ia bani. Și de-aia vrem în ăsta, că nu mai putem acum primăria să mai susțină bani, că n-are cum să plătească. Împrumutul inițial nu s-a executat. Nu s-a executat. S-a renunțat. S-a renunțat, pentru că a mers acum. Dar acum nu mai avem încotro. Pentru că au venit deja două facturi de la apă canal. Am vorbit de la cei cu apa să nu ne citească luna asta, când venea factura și la apă. Ăsta? Și culmea, primăria poate să plătească apa, dar n-are cui, că n-am contabil. Că primăria n-are cine să facă factura. N-are cine să n-are cine să primească factura, o face primăria, dar n-are cine să primească factura ca să o ia să o ducă. Pe domn primar, nu le-ați spus că serviciul da, domnule, dar va ține loc de contabil. Nu poate. Păi așa le-a spus în acest loc. Nu, domnule, nu poate. Nu, domnule, nu poate. A scos postul la concurs de două, da? De serviciu. Nu a venit nimeni să se înscrie. Condiții erau să facă studii de contabilitate. Da, automat am transformat șeful de... dacă nu s-a înscris nimeni, am transformat postul de șef de serviciu, l-am scos la concurs, a dus boacă pe el și acum transformăm postul de ăsta cu un salariu mai mic, ca să angajăm un contabil, că putem să angajăm contabil numai prestări serviciu, că-s blocate posturile. Domnilor, o societate, trebuie să aibă un lucrător și un contabil. Normal am vrut să fiu de cadrul primăriei. De cadrul primăriei sunt incompatibili. Nu poate, că punea aici. Și ca să putem și nu mai putem, suntem servicii externe. Cum mai avem nevoie să taxare, dăm primăria, apa și până. Acum, până când se pune la punct. Aia, vreau să spun, când se pune la punct? Deci, la urmă să aveți trage de clorovizare, apă și schimbunitări. După întâi, deja angajat. Deci, după întâi am angajat prin prestări serviciu, de la un serviciu, ori prin detașare, de la un serviciu cine are contabil, îl detașăm la noi, merge și îi dăm specimen de semnătură, trebuie două specimene de semnătură. Contabil și șef serviciu. Sunt soluții. Așa, și atunci, imediat când au dat specimen de semnătură, deja începem să intrăm prin comună, prin școli, toți cine s-au blanșat, contracte, facem contracte, semnăm, la contract ce rău, că noi până nu am avut
de la mediu și de la APE, n-am putut, la autorizație n-am putut să face, să ne dea prețul de la ANRE. Da, sunt probleme. Și, sunt probleme și până, până în ianuarie, dar noi putem încasa pentru branșări și primăria 15 lei branșarea, autorizația de branșare și serviciu, verificarea instalației de ăsta, de, de apă, punerea sigilului, avem crește, avem tot, pune sigilul și până vine, până vine prețul, scrim și prețul și atunci, după 3 luni, deja facem încasarea. În 3 luni, la, după 3 luni, deja reușim să încasăm bani. Că și primăria, și, și în momentul ăla, după primăria mai plătește apă canal Ciușmele, după aceea se asistează la primăria apă Ciușmelele, că așa era prevăzut contractul, nu? Nu, nu, Ciușmelele sau, sau să se vadă dacă în tot sistemul comun funcționează apa. Da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să, 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 să rămână pe nu, mâine. După aceea să dă, că nu mai... Mai e o problemă pe care... Mai e o problemă, dacă tot lăsăm să, să, să se racordeze fiecare, după cum vrea el. Am vrut să vedem sistemul dacă merge. Facem o mare anomalie în comună. Nu mai, dar nu se mai face este ce... Acum iarna, când ninzi, când plouă, s-a făcut un noroi în comună astfel, nu, nu, este inadmisibil. Noi mai dăm voie, domnule, să mai racordeze nimeni până când timpul nu permite, nu se poate, domnule. Cipi răzbanul ăsta să ferească Dumnezeu și nu m-a coropit pe la, pe la, pe la Ferraro, pe la Gabor, jos, acolo, iară, ce e problema este, acolo? Este de prânz. Și apa curge în continuu. Dom'le, dar n-a... Să sperăm că gheață și mai acolo știți ce a fost acolo? Acolo a pus mașina de spălat. Se recordează fiecare când ne-am uitat peste cap. A pus mașina de spălat. Nu e în regulă. Spălge apa într-un. A pus face. Noi, după, noi, după ce am făcut serviciu, mergem la fiecare cu contractul, noi avem deja pe, pe listă pe toți și deja mergem și punem sigilul, citim contorul, cine nu are tăiem, cine nu are contorul. Și câți consumatori avem? Dar avem peste 800 de cei. Vă dați seama că... Dacă sunt cereri în primărie. Mai sunt care nu-i știm. Care sunt cereri în primărie. Dar noi noi luăm la rând. Bine că am făcut să meargă totuși. Aproape tu să vă dăm peste 2000. Bine că am făcut să meargă apa. Am dorit și noi. Dar de ce am anulat pompele de, 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 în satul Cărcui, acolo unde nu există pentru o fântână? Pentru că acolo au branșat toți. Toți au apă. Nu sunt chiar. Unde? Domn primar, ce se întâmplă cu terenul de schimb? A zis că vine finlandezul în octombrie. A trecut octombrie, noiembrie, trece și decembrie. Nu putem să facem stație, nu putem investi. Cele trei OAT-uri, Mănăstirea Cașin, Oituz și Bogdănești, triunghiul ăla, până nu termină cadastrarea, că era... Așa. Tornadorul face ce vrea el, în Oituz, s-a trezit din 15 ani. Dar dacă ne-a primit... Păi, domne, nu poți să rup de față. Nu putem, acum nu putem investi în stația. Nu se poate face dezmembrarea. Apa este numai pentru, pentru apă. Pentru mila jumătate. Uite, sunt, da. Sunt aia de la, ia, de la Rețcu, nu plătesc nici aia pentru că nu și-a făcut cadastrare. Sunt stat în stat. Da, nu plătesc ăsta, un teren pentru că nu are cadastrare. Toți suntem la egal legislativ. Pare rău că sunt aici colegii noștri care au fost la timpul respectiv și s-a dat păduri și tot absolut, fără noimă, așa cum spunea directorul Silvic de la... Ce înseamnă noi? Așa vine, a venit ala de acolo, domnul Chereche și-a venit cu dosarul. Iată, așa de-a trântit în față, ăsta-i tabu și cu asta va. Și dumneavoastră nu știți că forul superior care... Da, era consilier. E, da, este prefectura ei, comisia... Și eu ceasul și-a venit și domnul prefect de atunci, care era tot peste era domnul primar. Haideți că vorbim la diverse chestii. Dacă toți suntem la proiectul ăsta, eu aș cere și un raport de activitate pentru compartimentul apă canal, să știm și noi exact cum se desfășoară activitatea și să vedem... Nu există niciun raport. Nu există. Pentru ședința următoare să avem un raport de activitate, ca să vedem așa. Ce s-a făcut cu raport? Domnul președinte, ascultă. Dacă e pentru luna ianuarie, aș dori ca și fiind compartiment nou, înființat, inspectorul de mediu, compartimentul inspectorul de mediu, să facă un raport.
în 2007 un raport de activitate de 2017 să-l avem și pentru luna ianuarie 2018. Să vină, domnule, că și așa s-a făcut anomalie. În loc la ăsta, la motoarele care trebuie să împingă de la moară pe acolo, în loc de 22 de vați conform proiectului, motoarele sunt de 12 vați. Care-i motoarele? Motoarele electrice care împinge la pompă. De la pompă. Care se supune la proiectul de hotărâre și mai vorbim la drept? Cine este pentru? Domnule, dacă asta e sigur ați și vezi. Trecem la punctul divers. Cine sunt lucruri care nu știi. Da, Da, vine jandarmeria, poliția ca și cu anul. Anunțați și dumneavoastră care știți, pe 28 la ora 11. Nu s-a scris din ebra acum? Păi nu, dar ce am auzit așa, 7, da? Ei vreau să știe exact cum e de anunțarea asta, ca să vină aici. Deci, 28 ora 11. Și după să nu vă făcut promoțiune. Dacă vin consilieri care au putere de așa de convingere, fi foarte bine, poate am convinge să facă două, trei capre solide cum erau înainte. Când înainte mergeau după două capre și erau frumoși decât niște cete. Înainte ursul era mai mare decât capra de acum, credeți-mă. Dacă și vei mai are, vrea să mai... Să-ți la cuvânt? Eu mai aveam, domnul vice, se plombează la deal acolo, așa, acolo că e dezastru, toți vin acolo și așa, într-adevăr așa este, ne rupim mașinile. Drumurile. Unde la deal? Unde la deal? Uite, și ieri m-am fost pe stradale, s-a dat la restaurant la deal încolo. Ne rupim mașinile, oamenii nu vor să mai plătească la anul. Pe drum s-a plombat. Dar țineți contul ăla, domnul vice, domnul primar, de plombatul drumurilor. Am vrut să aducem piatră de la asta, s-a închis cariera și am adus o piatră concasată, unde am mai găsit două mașini. Dar mărântă sau de aia mare? E puțin mai mare, dar nu e aia bună de acolo, că numai mai mare, poate numai la ajuda am găsit și am adus două mașini, azi o terminăm pe toată, că e prea mare comuna ca să poți să ajungi. Dacă vă duceți pe lume, care-s mai... De la Radu în coace, s-a făcut teatrul ca lume. S-a făcut. Deci s-a făcut în multe locuri. Domnul vice, și aici de la Orfeni, luați prin pod la vreodată. S-a făcut o canalizare, mai avem în câteva locuri, mai avem unde s-a făcut o canalizare. Vă aduc la cunoștință că să... Eu să mă aveți asfalt, domnul. Spuneți, domnul Ungureanu. Ei, partea e... Oamenii nu merg la... Mai ascultă domnule, partea, de ce nu trebuie să explicați? De la Petrușorii, că nu mergem la proiect, proiectul e gata, îl începem cu fonduri proprii, dacă nu prindem PNDL-ul. Cheltuim banii degeaba. Când am dus balastru acolo, oamenii au sărit că de ce ducem balastru? Că le intră în curte. Acolo merge azi pe la grădiniță, merge să ia tot pământul. În agitării, la mie nu sunt seama acolo, este o bancă. A fost, mă, a fost, domnule. A fost, a spus, domnule. De o săptămână eu am mers, de o săptămână eu am mers personal, domnule. A fost eu cu socialul, a fost eu cu ei, cu lopata în mână, și nu că exact cum pe domnul primar, aia și lumea. Mai dă și mie așa, mai fă-mi așa, nu. Exact marfa care a fost dată, când a fost în cantitate foarte mare, s-a plombat exact găurile care... Ce s-a putut face? Domnul primar, acum am o întrebare tot din partea cetățenilor. Pentru licitația asta s-a terminat licitația pentru asfaltare? Nu. Nu. Încă nu? S-a respins. A ce vrei să închidezi tu? S-a respins de două ori caietul de sarcini. S-a respins. Caietul... Am înțeles că nu are parte. Da, dar s-a respins și de două ori că caietul de sarcini trebuie aprobat de AFIR. Așa. Și aș veni cu o propunere pentru sala terenului de fotbal acolo din Mârcă. Ar fi persoana interesată să închireze sala de sus. Pentru sala de fitness. Care-i scopul? Sala de fitness. Pentru că... Pentru cetățenii cum pentru că acum mergând mai des... Facă mai acolo, spectacol. Acum mergând mai des... Sala de fitness, domn primar. Asta am întrebat. Eu am văzut că domnul Avram merge zi de zi de... Regază căldura, să nu înghițe. Eu aș veni cu ideea că acolo s-ar putea 20 litri de antigel băgat în termic, ca să nu se mai folosească
focul, căldura atât de mult. Dar și ce faci cu instalația de apă? Nu, vorbim separat, termicul, acolo. Și acest spațiu să fie dat în închiriere. La un preț, oricum acum trebuie și o mică investiție, ar trebui un duș, o ceva. Nu sunt duș. Nu, sus nu este. Jos. Dar jos trebuie să ieși afară. Să ținem cont de asta, dar sunt persoane care sunt interesate să se închirieze acolo. Dacă primiți asta ca să... Depinde să nu avem nicio propunere. Da, ce vede. Deci, pentru să am diferențe, domnule, că totul e de regulă, la face, ce-au folosit. Da. Eu m-am gândit dacă facem serviciu apă canal, să băgăm serviciu apă canal în câteva camere undeva. Nu, dar nu dacă ăsta... Deci primiți ideea, da? Domnul Floroiu era... Eu am ce am cu iluminatul ăsta public, cum l-a uitut. Aș ruga ca acum de sărbători să punem la punct iluminatul ăsta și pe străzile astea de pe lângă Șoseaua Națională. Șoseaua Națională, în primul rând, într-al doilea rând, străduțele astea care lipsesc becuri, sunt defecte, nu arde. Și acum de sărbători am zis că ar fi bine să le punem la punct de orice colț de străduță să fie iluminat. Apropo de iluminatul public, îi spune domnul Floru, dacă nu lăsăm să ilumineze până la ora 7, când este ora de plecare a copiilor la școală... Dacă e regabil, domnul Floru, e bine. E bine. Acum este regabil. Azi dimineață la 7, Șapte fără la mine. Deci trebuie să gândim că la anul trebuie să reducem pierderea cu 10%. Lasă, domnule, la pentru de la mine. Găsim o soluție. Nu de la lumină. Nu de la cumva soluții, dar nu de la lumină. Dar și în ședința trecută eu am ridicat problema să stabilim o zi pentru iluminatul public exact cum este Romprestu. Să luăm pe domnul Botezatul, care îl țineți în brață, nu știu ce faceți, că... Doamne iartă-mă, puncte, să stabilim o zi, marța, miercurea, să vin, noi care suntem exact cum am discutat și în ședința anterioară. Să-i dăm exact, cum spuneți dumneavoastră, notă, și omul vine și își face treaba. Dar să aibă o zi pe săptămână de iluminat public. Ați greșit numele. Domnul Botez. Botez, cine este? Dânsii, colegii noștri, am înțeles din Botezatul. Cine este? Botez scrie. Botez, dacă îi se fixează o zi pe săptămână, care se verifică și iluminatul Comuna Oituz, dânsul și-a obligația și noi, adică noi îl tragem la răspundere dacă pune la punct sau nu. Că eu am timp pentru o lună. Nu voi ar mă lăsa să primi de să vorbim. Mentenanța este una și serviciile astea, deplasare, vine separat de asta. De-aia ați propus asta? Păi propus. Dacă oamenii nu anunță că-i becul... Păi eu trebuie să anunț nu omul, domnule. Omul anunță pe mine și eu i-aduc lista. Noi avem un registru, domnule. Ce nu înțeleg? Dar zice primar, există un registru. Să vină să scrie registru, că registru trebuie să corespundă. Domnul Dorel știe. Registru trebuie să corespundă că vine în curtea de conturi cu becul ridicatea schimbat. A, domnule, dar viceprimarul trebuie să registreze. Ca atunci când vine dar nu vine nici împărțeală fiecare care la... Chiar dacă îi dă la consilier, consilierul să vină să treacă. Dar ei zice că n-a venit și ăsta. Sau ai pus un bec. Dar nu poate să vină nici el în fiecare zi. Nu are cum să vină trebuie să vină o zi. Hai mă, stai bătrână. Când zice domnul primar, toți consilierii făcut câte... Da, exact. Exact. Zona așa. Nu pot pentru un bec. Zi, ca să zic... Noi facem cerere la mea. Deci nu trebuie să zic... Are pe lucrurile meu, deci într-o zi faci toată comuna. Doar nu pune verificare să tot omicilia. Nu. Păi, într-o zi faci toată comuna. Și ar mai fi acum, în perioada când nu se poate face lucruri cu cei de la social. Să ieșim la vegetație, cu ei drumurile sunt toate. Vegetație. Cu o drujbă, cu o secure, cu foarfe, că de tea vița. Deci, eu am mai făcut și personal. Dar trebuie continuat. Acum când am fost la sarcă, la hod, la fel. Omul se poate duce în stânga cu mașina cât mai bine, dar nu poate să intre din cauza niște corcoduși sau mărăcini. Dacă faci tot drumul, drumul e foarte lat, domnul primar, are 5 metri. Mai avem dat sorți să punem sau balanță și punem noi acolo. Deci asta ar trebui făcut. Domnul Leona, mă rugăm frumos. Ales că v-am avut răbdare, dacă vă spuneți că eu intru peste altul, să supăr al dinerilor. Lasă că și nu. Haideți să stabilim o dată că oamenii spun așa.
Doamne, s-a stabilit după cât știu eu, domnul primar, atunci pe un stâlp, da, pe unul nu punem bec. Ar vrea omul și becul și dacă să bate becul ăla, să bată în curtea lui. Două, unul la becel și unul la el. Sau, dacă nu, și încă mai e problema asta, am mai spus-o și o repet. Vin și acolo pe uriță, am fost și cu domnul Amal de acolo, așa, sunt doi, trei pe urița aia, e dezastru, am venit iarna acum, toate zoaiele sunt pe ulița aia, curge ca dracu. E jale, nu se mai poate. I-am spus, dă-i dracului amende dacă nu înțelege, dă-mi în gardea din mediu. Că văd că și așa gardea din mediu, aproape din două sau pe lună, e prin cotul ăsta pe aici. Dar nu înțelege gardea din mediu. Nu înțelege gardea amende, domn primar. Dar nu da, nu poate nici pe oriunde. Da, nu se poate. Atunci ai spălat orea cu mașina aia sau ceva, sau copiii pleacă la toată, îți până la genunchi prin noi, ai spălat mașina aici până acolo, dacă mai vine legea aia ca să nu ieși cu cauciucul cu noroi, înseamnă că trebuie să iei găleata cu ăsta și speli cauciucul. Nu, când ieși de uliță să fie ceva. Da, domne, facem spălătorii la fiecare ieșire din uliță. Hai să ascultăm și domnul Petrișor. De un an jumate de când a început mandatul, tot zic în ședință și am făcut și o adresă să se facă nomenclatorul stradal. Din cunoștințele pe care le am, a fost făcut un referat care spune că termenul este până la sfârșitul acestui an. Știu că s-a început, după care s-a lăsat la arhiv acolo, s-a lăsat la dospit. Nu s-a lăsat. Da? Vă rugăm frumos. Nu găsești. Păi da, prima dată am așteptat domnul Petrișor, v-am așteptat pe dumneavoastră că a zis că veniți și ne ajutați. Nu e treaba mea, nu e treaba mea să fac dumneavoastră v-ați lăudat în ședință. Scoate în ședința și atunci eu n-am vrut. Puteți să scoateți, nu e treaba mea. M-am bucurat când domnul Petrișor a zis că o să scoată hartă și o să încercăm. Și după aceea n-am mai făcut nimic. Dar nu-i harta de la drumuri, domnule, e altă harta. Și după aceea l-am pus pe domnul Ghineț și a făcut toate, a scos absolut toate casele care sunt pe străzi, care sunt în toată comuna. Da, domnul primar, harta din 49 care nu se regăsește nici în Arhivele Naționale. Iar nu a luat-o cineva din comună și nu se regăsește. Domnul Leonard. Așa, după ce a făcut asta, Au venit firmă specializată și s-a făcut contractul cu ei. Firma care a făcut cadastrările străzilor ne-a dat puncte, că trebuie să dea punct la colțul străzii și la colțul casei pentru nomenclatorul stradal. Dar când s-a dat, nu i-a spus cel care face nomenclatorul stradal, nu i-a spus că trebuie să scrie când dă punctul ăla și numărul case. Acum trebuie să identifică numărul case și firma care ne face remsul și ăsta, ea, că a fost ca un bonus ăla care ne-au făcut oamenii, o să se pună de acord cu ei și continuă mai departe. Contractul e semnat și continuă mai departe, pentru că e destul de complicat să facem. Nu mergem să dăm numerele, dăm noi acum numărul casei, că trebuie să dea puncte, că ăla trebuie să intre oricine și cu GPS și să lucreze. Dar e o chestiune care planează de 10 ani de zile și eu m-am luptat, n-am reușit pentru că această fantastică comună, comisie a prefecturii, e vorba de sistema comunii, comisia de la prefectură pentru heraldică n-a fost în stare de 10 ani să se întâlnească o dată. Eu tot am făcut demersurile de necesare, dar haideți să insistăm. Poate comisia asta actuală al prefecturii o să se uite și la chemările noastre ale uituzului. Noi, la asta se lucrează, deci este contractul făcut, nu e de durată. Domnul Prundoiu. Domnul Prundoiu. V-ați zis că-i dat cuvânt. Hai. Nu că el e neprihățman acum. Sunt trei jandarmi care vin tot timpul la piață. Fie cine e, ce strâmiși de cineva sau... Deci noi n-am făcut niciun contract. Eu cel puțin n-am făcut niciun contract cu... Pentru că din 5 sunt mai puțin care vin la noi la piață. Eu umblu mult la Bacău. Acolo nu mai merg jandarmi să iei ideea că n-au voie să vină în piață. Domnul Sandu, care e comandantul ăsta, poate au ei pe linie... Sau poate sunt mână-mână cu cei care mai vin la piață, că vin să iei... A venit ce trebuie să dau un par în cap, acum la să dau un par acum în cap,
Nu, dar asta vreau să vorbesc. Am văzut și de... Scuze. Nu fie agresiv. Deci, dacă veni și când vine domnul... ridicăm problema respectivă. Noi n-am făcut. Domnul nostru nu cred că nici dânsul n-a făcut. Ei nu vin la solicitare. Și ei nu vin la solicitare. De la nivelul lor a venit și a făcut. Ei au obligația asta. Ei au acțiune, au activitatea. Au obligația asta. Trebuie să recunoaște și partea cealaltă, pentru că și aseară și altă seară și cu 3-4 seri, jandarmeria era în Uituz și patrulașii făcea treaba, că a fost o problemă cu pregătirea asta, capurilor. La sezare au venit, imediat, de sânt. Domnul primar, mi-a venit o idee, cum să procedăm ca să aducem fonduri la primărie, la buget. Sunt multe terenuri ocupate abuziv în comuna Uituz. Și am zis că dacă facem o comisie și să o luăm pe zone, nu, din casă în casă, mă rog, așa cum... Și văzut, unii s-au ocupat abuziv și nu are cadastru, nu are schiță, nu are niciun fel de act, atunci noi să-l punem în drepturi și să-i facem act și să plătească. S-a făcut un studiu până acum 3 ani, sunt 315 hectare de teren pe albia râului Uituz, de la ieșirii până la intrare de la Plana Sardu, ocupate abuziv. Numai ce am văzut eu. Am vrut și eu să fac treaba asta. Dar cine a lăsat? Dar consilierii n-au vrut, consilierii mei. Noi vrem, dar așteptăm o împuternicire sau o decizie. Ar trebui inițiat un proiect de hotărâri, PDO. Da. Și atunci comisia respectivă să facă treaba. Da, domnule. Și cu reprezentantul angajat. De asta am spus că sunt în Comisia de Agricultură și dacă eu fiu în sarcină din partea domnului primar, noi ca comisie și în puteți să fie la dispoziție. Unul la unul, este la dispoziție. Eventual că domnul primarul primit o comisie, nu reprezentantul, nu neapărat pe. Da, da. Exact, asta vreau să spun. Și atunci am luat pe zone și o să vedeți. Când au fost solicitări de închiriere sau de concesionare sau asta, analizați-le mai bine și gândiți-vă la asta. Dumneavoastră vă stă în putere să le aprobați sau să nu le aprobați. Păi dați-ne cereri. V-ați dat câteva cereri și v-ați dus acolo și ați zis că de ce să-i dăm lui ăla, de ce să nu-i dăm. Dumneavoastră o hotărâți, nu eu. Nu, eu. Domnule, până când Consiliul Local nu acționează, primarul are de bate. Păi dar n-am cum să mă duc un teren fără să-mi spună. Nu, da, hotărâm noi. Păi să hotărâm. Ce zbagă primarul? Mai sunt alte cercetări, ultima ședință. Mai sunt alte discuții? Dar domnul Prundoiu n-a terminat, vă rog. Piață, că n-am terminat cu jandarmii. Hai, termini. Hai, Larisa, nu m-a luat cu hai zi. Hai, măi, termini, hai pentru că mai venise vreo două microbuzii, duminica trecută, venise două microbuzii cu vechituri. Și la cei doi sau trei inși cu microbuzi, nu le-a dat lui jandarmii ca să vândă și ei vechiturile. Nu cumva jandarmii să fie mână-mână cu cei care mai vin aia vechi ca să vede ei. Avem și șef de piață. Concurență. Au fost acolo, dar au plecat. Avem și șef de piață și fiecare care vinde în piață trebuie să vină să plătească o taxă de 30 de lei, să aibă autorizație pentru comună. Taxa nu se dă autorizația dacă el nu este, nu are firmă, nu are autorizație de funcționare. Și are dreptul lor să asta. Noi poate pierdem 10 lei acolo, că nu lăsăm înăuntru. Dar el dacă vine și pe teritoriul comunei, dacă vinde ilegal. Acum nu ca de băbuța care vinde pătrăjul la postul strâng. Băi, dar asta e legea. Asta este legea. Închide și vă doresc un lucru mai tineric. A venit că o propune, stabilim o zi pentru iluminat. E a doua oară când vă cer asta, vă rog frumos. Propunerea asta trebuie să stăm rând și eu leagă și cu votez, când poate și dânsul, așa asta. Da, Pentru că nimeni nu anunță când vine la primărie, zice, păi am zis consilierului, că i-am zis
nu știu ce. Și nu vine să înregistrează. Am dorit să arătăm cetățenilor comune în Vitus realizările noastre din anul 2016, din luna iunie, și până în prezent, decembrie 2017. Suntem acum în satul Marginea și avem trei obiective care le-am realizat noi în acest sat. Podul, care se vede în prezent, după aceea vom merge în grădiniță, unde am făcut un grup sanitar și o sală de clasă. Compus din trei cabine, cu apă curentă. Așa. O să mergem în sala de clasă la copii. Să vadă și copii. Da, sigur. Am auzit eu pe aici. Da, da, da. Tot. Pereți. Plus că și în pod s-a pus ceva care vadă izolează, da, care izolează de aia. Parchet. Câți copii sunt? 2, 4, 6, 8, 10, 10. Mai lipsesc astăzi. S-au învoit, da. Da, 20 de copii. Care s-au dus? Da, 20. 20 de copii. Da. Încă mâine la serbare mai vin încă 2 mai mici care... Aici știu condițiile care au fost pentru că soția mea e educatoare și a stat 11 ani aici, în condiții foarte neprierăci și nu știu. Da, cum? Taiana vâjia vânturi în... Tunturau ca steagurile pe aceea. Așa, așa. Da. Foarte, foarte rece a fost Iana. Ai bine. Acum nu vine să cred. Deci nu vine să cred. Da. O să mai facem, cred, și economie la lemne. La normele europene. O altă lucrare în satul Marginea este acest pod care duce la Beiu. Reabilitarea cimitirului Eroilor, făcută în luna iunie, unde sunt înmormântați 18.700 de soldați și care au făcut pentru centenarul care va fi la anul. Thank you.
s-au realizat două picturi foarte frumoase. Biserica Catolică din Oitus și aici primăria a avut un ajutor tencuială, toată biserica văruit și plus picturile. După care s-a realizat și partea luminoasă la Calea Crucei, care o să vă arate operatorul. Exterior s-au realizat burlanele de scurgere a apelor. Păi erau prea. O altă investiție a comunității, această mașină 4x4, utile, trebuie drumurile noastre, trebuie, de exemplu, când în 20 de trebuie, îți le lucrează, ca să mă fac oamenii la ajutor social. Plombări de drumuri, să crești. Vă rog să arat. Primăria a făcut și aici o investiție. Consolidare de maluri. Să faci o mențiune. Toată această piatră la aceste gabioane a fost strânsă către oameni la ajutor social. Puțin mai jos sau punctul Radu și o consolidare de maluri, stânga-dreapta, plus și un podeț din casete cu o lărgime mult mai mare de 6 metri. Puțin mai la vale, în punctul numit Andrișca, tot așa, consolidare de maluri, reparație pod, plus am reușit să facem cale de acces la două familii, care nu aveau cale de acces. Lucrare, iar peste vale, la punctul unei boacă, un pod, înălțime de 10 metri cu înălțime de 5 metri. Aici era un pod de tablă, de 2 metri, nu mai trecea aproape nimeni. E finalizat în proporție de 80%, dar se va poate trece pe el, începând de săptămâna viitoare. Haideți să vedem. Thank you.
la valul podului și la munte, podului vă zic de 10 metri de încărituri de maluri. La copraje, dacă în timpul e permis la consumul, m-a asumat de pe anul ăsta, nu la primul. Maragal cu 50 de metri, de podul cel mare care l-am arătat. Am mai reparat un pod. La punct faraon, așa se numește, peste vale. Era și acesta de rămas. Pietonală. Sperăm în prima oară să punem și un pomul asfalt pentru mașină. Are lungime de 51 de metri. Dar are o stradă deplorabilă așa aceasta. Aici suntem în satul Călcăi, la grădinița din Călcăi, unde am reabilitat această grădiniță. Izolație, acoperiș, înăuntru sala de clasă renovată, parchet, cu luci. Ați luat vacanță? Nu, mai vin și mâine. A, și mâine? Ați avut servare? Da. Haide, bagă mânut aici, telefon. Nu, nu se plină. Nu, nu știu direcție. Dacă ne-a furat să ce să ne aducă? A fi mai aici, pe acolo. E exterior. Acoperiș, acoperiș, s-a pus izolații. Și am o și probleme la baie ceva, parcă. S-a tras apa. Tras apa, da. Da. S-a tras apa și la baie atâta, nu? Da. Eu nu mai știu că eu anul trecut, dacă ne-am fost aici, acum 2 ani, da, când s-a parcă. Da, atunci, acum 2 ani. Acum 2 ani, ba nu. Nu, anul trecut. În 2016. Anul trecut, în 2016. Da, în 2016, în vară. În vară, când am venit la... Și în vară, chiar în toamnă, am făcut, nu? Sau toamnă, vară, spre toamnă. Toamnă, la 2 septembrie. O altă realizare a primăriei este apa potabilă de la podul Negru, modernizare. Aici mereu era aglomerație. Da, dă-te de-o face, acum nu-i probleme. Înăuntru acolo este un rezervor de 900 de litri cu supraplin, cu apă. Oamenii vin, iau apă, îmi fac să ieși jos vara. Domne, ce zic ca-și milonești care iau apă de la noi. Ce zic noi? Pune-mi doamnă apă, pune-mi să luați apă. Pune-mi. Să luați. Apa fiind foarte bună, vin locuitori și din Onești și din prejurimii localității, uitați. Analiza, să fim convinși că apa este potabilă, facem, luăm probe și facem analize din două în două luni. Apa este în stasul DSP-ului, este foarte bună. O altă achiziție a primăriei comunei Ituz. Am achiziat o mașină pentru poliția locală, inscripționată. 4-5 polițiști pentru siguranța cetățenilor din comuna Ituz.
capana sărată. Suntem la cimitirul ierilor și aici am reabilitat acest cimitir. Tot în până sărată, suntem la școală, am înlocuit acoperișul, ne-am apucat de consolidare, dar în același timp am depus un proiect la Google, la gramul PNDL, la care s-a aprobat și va fi din foduri guvernamentale. La biserica din Hârja, tot cu ajutorul părinților, am început consolidarea acestei biserici, care arată într-o situație jalnică. Ar fi bine să filmeze, să rămână și filmat cum este acum. Și când am terminat lucrarea peste 2-3 ani, atunci să filmăm altfel. Anul ăsta am alocat din bugetul local suma de 100.000 de lei, adică 1 miliard. Și la anul, cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul Consiliului Local, să continuăm lucrările la această biserică, care intră o stare deplorabilă. Suntem în data 20 decembrie. Să vă faceți un zidiri din proiect așa a ieșit în formă de U. Crăpăturile aș vrea să le spalim în ghinereze, că în orice greu poate să se prăbușească această misie. Cel al doilea, pe podiță îi spun, al doilea tur. Este lucrare în jur de 10-15 miliarde aici. Comunitatea fiind foarte mică în statul Hârja, trebuie să o ajutăm și noi ca primărie și consiliul local. Atele oameni din Hârja nu se mai reduce. Realizare a primării comunei este această rigolă din satul Ferăstrău, drumul spre Muncei. Domnilor, când am apa în stradă și mi-a creat probleme, așa am captat aceste ape și sperăm să nu avem probleme. O altă realizare a mandatului nostru, a meu și a domnului primar, punerea în funcțiune
cu alimentarea de apă pentru cetățenii din comuna Oituz. Investiția propriu-zisă a început în 2008, dar în funcțiune am pus-o acum noi, de un an jumate, doi. Am pus-o în funcțiune, alimentează cetățenii din satul Ferăstrău, Oituz, peste Valea, Hăzman și parțial Marginea. O altă realizare a primăriei comunei Oituz, consolidarea malului drept, Leșunț. La fel care apă mare, inundă acele case. La pot cu jucarul sat de răstrâne. Am postat de parat cu sătăscor, am făcut o reparație. În încheiere, viceprimarul comunei Oituz le urează un Crăciun fericit tuturor oituzenilor și un sincer la mulți ani.